Bună seara! Dacă te uiți la acest videoclip, să dai un like și un subscribe. Astăzi o să citesc o poveste. Acțiune! Nu știu să deschid cartea. Deci, hai, că cartea asta zici că are 5 tone. Povestea se numește Scufița Roșie. Hai să începem. Într-un sat mic, uitat de lume, locuia Scufița Roșie împreună cu mama sa. Fetei îi se spunea așa, deoarece obișnuia să poarte o căciulă roșie ca focul. Bunica sa, care îi era tare dragă, trăia în partea cealaltă a pădurii. Într-una dintre zile, mama sa îi spuse, bunica a ta e bolnavă, va trebui să-i duci plăcinte și un borcan de miere. Fata acceptă și plecă imediat cântând. La un moment dat, se întâlni cu lupul cel viclean. Asta să fie o poveste că am făcut, dar în fine. Unde mergi, Scufiță? Întrebă acesta. La casa bunicii mele, spuse fata. Aha, și locuiește departe? În partea cealaltă a pădurii, răspunse Scufița. Apoi discuția a se încheie și o luară pe poteci diferite, dar spre același loc, deoarece răutăciosul, un animal prințe, eviteză chiar către casa bunicii. Cum lupul era mai rapid, ajunse primul și sună la ușă. Cine e? Întrebă bunica din pat. Sunt eu, Scufița, răspunse lupul, imitând vocea fetei. Intră, ușa e deschisă. Lupul nu așteptă a doua invitație. Intră și o mănâncă pe bunică, cuța imediat. Apoi își puse o cămașă și o bonetă de-a bunicii. Se așeză în pat și o așteptă pe micuță. Nu după mult timp, Scufița Roșie sosi și sună la ușă. Intră, intră, strigă lupul, imitând-o pe bunica de data aceasta. Ce glas răgucit ai, bunito, spuse fata, a uimit-o. Sunt bolnavă și ce ochi mari ai, continuă fetița. Ca să te văd mai bine, spuse lupul. Vai, ce dinți ascuțiți ai! Pentru a te putea mânca mai bine, strigă lupul și sări spre fată. Ah! Țipă Scufița în timp ce fugea. Strigătele fetei ei fur auzite de către un vânător care oborâ animalul imediat. Acesta deschise apoi burta a lupului și reuși să o scoată vie pe bunicuță. După ce își reveniră din spaimă, sărbătoriră cu toții mâncând cele aduse de Scufița Roșie. Asta a fost povestea. Mie mi s-a părut foarte frumoase. Și următorul videoclip o să fie cu o poveste de 8 pagini, cea mai mare poveste din toată cartea asta mare. Și cea mai lungă, nu? Da. Și povestea se numește Alibaba și cei 40 de hoți. Ne vedem în următorul videoclip.